Un startup a dezvoltat o pernă despre care se spune că detectează sforăitul în timp ce utilizatorul doarme și apoi îi mișcă fizicapul, în încercarea de a opri sforăitul, permițând partenerilor să doarmă bine. Dispozitivul numit Motion Pillow, perna de mișcare, pare destul de cool. Potrivit site-ului companiei, această pernă folosește mai întâi învățarea automată pentru a detecta sunetul sfărăitului utilizatorilor, perfecționându-și profilul în timp. Când detectează sfărăitul în timpul nopții, perna intră în acțiune, umflându-se pentru a regla poziția capului utilizatorului. Dacă sfărăitul dispare, perna se desumflă. Toți, în special partenerii, sunt mai fericiți. Cu Motion Pillow se arată pe site-ul startup-ului, 93,7% dintre utilizatori au experimentat sfărăită reduse în studiile clinice. Deși recenziile online sunt rare, am găsit una pe un site numit Hightech Dead, care a oferit o evaluare a dispozitivului. Din testele cu soția mea timp de aproximativ o săptămână pot spune faptul că sfărăitul ei a fost redus, nu doar ca volum, ci ca și frecvență, a scris utilizatorul în cauză, în semn de laudă pentru Motion Pillow. Acest dispozitiv inovator detectează sfăreitul și apoi umflă erbegul din interiorul pernei din spumă cu memorie pentru a ridica ușor capul celui care sforăie pentru a preveni sau reduce sforăitul. Cel care sforă nu ar trebui să simtă nimic în timp ce această pernă echipată cu spumă cu memorie liniștește camera și nici cine împarte patul cu tine nu trebuie trezit, deoarece Solution Box ar trebui să detecteze sforăitul din timp și să ia măsurile necesare pentru a-l elimina. Utilizatorii pot descărca o aplicație care se va sincroniza cu Solution Box pentru a-și Registra datele despre somn și frecvența sfărăitului. Sfărăitul ar trebui să scadă pe măsură ce utilizatorii se adaptează la noile poziții de dormit, relatează Playtech.ro.